De înscrieri la ASE și vorbim de peste 2600 de absolvenți de clasa 12-a care s-au înscris într-o singură zi aici la Academia de Studii Economice. Astăzi este așteptat un număr și mai mare de absolvenți care să se înscrie la Academia de Studii Economice. De altfel, trebuie precizat faptul că ASE-ul scoate în acest an peste 5600 de locuri, dintre care aproape jumătate sunt locuri finanțate, sunt locuri fără taxă. Sunt așteptați așadar pe parcursul zilei de astăzi foarte mulți absolvenți de clasa 12-a. De asemenea, trebuie precizat faptul că admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat, dar și pe baza unui eseu motivațional pe care va fi scris calificativul admis sau respins. Rămâne de văzut așadar dacă astăzi se va bate recordul de ieri de peste 2600 de absolvenți de clasa 12 care și-au depus dosarele aici la Academia de Studii Economice din Capitală. Mulțumesc foarte mult, Alexandra. Așadar, înghesuială mare la ASE. Practic, iată, tinerii au la dispoziție câteva zile pentru a se înscrie până pe 18 iulie. Practic, sute de tineri au venit încă de la primele ore ale dimineții, încă din prima zi de înscriere, pentru a se asigura că reușesc să se înscrie la facultatea pe care și-o doresc. De la 4:30, absolvenții, însoțiți, bineînțeles, de părinți, au venit în fața clădirii ASE. Mii de oameni, așadar, mii de tineri vor să facă o carieră în acest domeniu și iată și astăzi, practic, este aglomerație, sute de tineri, iată, se calcă în picioare încă de dimineață pentru a reuși să se înscrie la Academia de Studii Economice din București. Practic, vorbim și cu Anton Hader. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața, doamna Nadia! Bun, avem această știre, iată, foarte multă aglomerație, foarte multă cerere pentru ASE, foarte mulți tineri care vor să se orienteze în această direcție și în această dimineață au venit foarte mulți, peste 100 de absolvenți, iată, așteaptă la coadă să se înscrie. Ce să înțelegem din asta? Păi trebuie să înțelegem că învățământul superior românesc se bucură în această perioadă de o solicitare serioasă din partea tinerilor absolvenți cu diplomă de bacalaureat și că lucrul acesta nu este singular. Mă refer la Universitatea de Studii Economice și la Politehnica din București și la Universitatea din București găsim o asemenea atmosferă. Deci aș vrea să le considerați pe toate ca fiind solicitate aproape în aceeași măsură. E drept, în funcție de programul de înscriere al fiecărei universități, pot fi aglomerații mai mari în anumite zone, în anumite zile. Cred că se datorează și faptului că timp de câteva zile n-au funcționat acele adeverințe pe care trebuiau să le primească elevii după susținerea examenului de bacalaureat. Acolo cred că s-a greșit pentru că s-a cerut, am înțeles, și o ștampilă, o parafare de la nivel superior, de la nivel de inspectorat. Dar, domnule profesor, v-aș întreba, sunt și absolvenți din promoțiile anterioare sau de ce s-a aglomerat atât de mult la înscrieri? Și vreau să discutăm puțin și despre viitorul acestor tineri care, iată, vor să se școlarizeze în România, ceea ce este un lucru foarte bun, și mai departe ce se întâmplă? Părerea mea este că nu sunt foarte mulți absolvenți cu diplomă obținută în anii anteriori. Aceștia au avut posibilitatea de a se înscrie în învățământul superior în anii trecuți. Mulți dintre ei au renunțat, alții au plecat pe afară, precum știți, cam vreo 5-6.000 de absolvenți pleacă în fiecare an în universități din afara României. Alții n-au dorit să învețe în România sau să facă studii superioare sub nicio formă, nici în afară, nici în România. Deci eu zic că sunt absolvenții ai promoției de anul acesta, lucru pe care dumneavoastră l-ați putea imediat afla dacă ați realiza niște interviuri acolo, la fața locului. Aproape sigur sunt că 90% sunt absolvenții ai promoției 2014. Ei doresc să vină în Universitatea România pentru că și-au dat seama că totuși sunt universități foarte bune și la noi în țară. În plus, o școlarizare în afara României costă foarte, foarte mult. Chiar dacă sunt din ce în ce mai atrași universitățile din afara țării noastre, care și ele se află într-o situație dificilă. Foarte multe universități din lume vânează cu ghilimele de rigoare candidați prin țările din Estul Europei, prin Africa, prin Asia. La rândul nostru, noi, cei din România,
am început să căutăm tineri care să vină să învețe în țara noastră, în zonele de care vă vorbeam. Da, deci, practic, există o dorință de a avea studenți din orice loc al lumii, câtă vreme ei plătesc, ei asigură câștigul universității și noi, în felul acesta, ne putem dezvolta și ne putem face cunoscuți în lume. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Așadar, aveți imagini în direct de la ASE, acolo unde peste 1000 de tineri s-au așezat la coadă să se înscrie la această universitate.